Hristos a înviat. Preoților, ne bucurăm să fim din nou în casa Domnului în această seară de joi, în săptămâna învierii, când Domnul Iisus Hristos se arată ucenicilor și le demonstrează adevărul învierii. Aș vrea să citesc un text lung, de aceea rămâneți pe scaune. Și vreau să-l citesc pe îndelete. Una din marile pagube ale felului în care noi cercetăm Scripturile este că citim foarte repede Scripturile. Dom'le, când e vorba de citit Scripturile, știu oamenii să citească foarte repede. Toate lucrurile le facem pe îndelete. Da? Când citim Biblia, tocăm mărunt. Dar parcă am vrea să scăpăm mai repede. 1 Corinteni, capitolul 15, este capitolul esențial al argumentelor învierii Domnului Iisus Hristos. Ar fi fost o mare lipsă și o mare pagubă pentru Scripturi să nu fi existat aceste pagini. 1 Corinteni, capitolul 15. De aceea aș vrea să citesc toate cele 58 de versete ale acestui capitol pe îndelete și vă rog să le urmăriți și să ne concentrăm atenția, pentru că sunt foarte multe lucruri esențiale de învățat și de memorat cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos. 1 Corinteni 15, de la versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale.
Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morții, nici de cum. De ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele nefes, care mi-este folosul? Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce drup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semeni tu, nu învie dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor și altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carne și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia supuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Lăudați să fie Domnul. Preobiților, în 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel introduce multe concepte. Concepte cu privire la natura umană, concepte cu privire la învierea morților, concepte cu privire la răpirea bisericii. Vreau să mă concentrez în seara aceasta pe argumentele învierii. Sunt mai multe argumente ale învierii pe care le prezintă Pavel în 1 Corinteni 15, fiecare în dreptul lui, fiecare argument în dreptul lui este suficient de puternic, stă,
este de sine stătător și suficient să convingă pe cineva că Hristos a înviat și că Hristos este viu. Când să le combinăm și le punem pe toate împreună, faptul că Iisus Hristos a înviat, faptul că Iisus Hristos este viu, faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu și este Mântuitor, devine incontestabil. Numai oamenii care de dragul păcatului, de dragul unui stil de viață firesc, îl resping pe Dumnezeu, neagă învierea Domnului. Iată de ce Apostolul Pavel, printre picături, strecoară și acest lucru. În 1 Corinteni 15. De ce oamenii neagă învierea Domnului? De ce neagă învierea morților? Versetele 33 și 34. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră. O spun. Dragii mei, sunt oameni care atât de mult iubesc păcatul, atât de mult iubesc un stil de viață deplasat și firesc, încât ar prefera să nu fie o înviere, ca să nu fie o judecată. Acceptă să facă parte din biserică, acceptă să fie împărtășia noastră, fără să creadă în înviere, fără să creadă în răpirea bisericii, și te-ai întrebat de ce. Pe probabil, cine știe, sunt într-o familie, pune presiune familia, are un anturaj, are o socializare. Știu eu de ce? Știu eu de ce? Nu vă mirați, de-a lungul timpului am văzut cântărețea tăi, am văzut păstorea tăi. Rămâneți șocați. Șocați. Păcatul este o piedică mare în calea credinței. Ei, Apostolul Pavel prezintă aici mai multe argumente ale învierii. Aș vrea să le menționăm. Primul argument pe care îl prezintă Pavel este argumentul profetic. Versetele 3 și 4 spune: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Ceea ce predicăm noi, nu predicăm doar ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, doar istoria vieții Domnului Iisus Hristos, ci în contextul general al cuvântului profetic al lui Dumnezeu, vorbim despre aceste lucruri ca despre o împlinire a profețiilor care s-au făcut de-a lungul timpului. A citi cuvântul lui Dumnezeu și a respecta cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a deschide paginile Vechiului Testament, a cărților profetice și a găsi că tot ce s-a întâmplat în viața Domnului Iisus Hristos, inclusiv răstignirea, învierea, înălțarea și revenirea Lui, sunt toate împliniri profetice după Scripturi, ca să demonstreze că lucrurile acestea sunt reale, că s-au întâmplat, că nu sunt coincidențe, că nu sunt invenții, că nu sunt minciuni. Există o corelare, o coroborare între tot ce spune cuvântul Domnului despre istoria Domnului Iisus și sutele de profeții vechi testamentale care atestă că tot ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos face parte din planul lui Dumnezeu. După Scripturi, argumentul profetic. E toată istoria vieții Domnului Iisus Hristos și rămâi șocat că de la nașterea Lui până la înălțarea Lui, tot ceea ce s-a întâmplat în 33 de ani și jumătate, și ai putea să spui despre anumite lucruri, păi le-a provocat El. El a putut să provoace partea Lui de acțiune, dar n-a putut să controleze partea altora de acțiune decât dacă era Dumnezeu. Nu putea să controleze unde se va naște decât dacă era Dumnezeu. Nu putea să controleze unde va locui
unde își va avea reședința până își va începe lucrarea, decât dacă era Dumnezeu. Nu putea să controleze să fie prins, să fie torturat, să fie schingiuit, să fie crucificat. Vă aduceți aminte când au venit să-l prindă și mai întâi a dat cu ei de pământ de câteva ori? De ce credeți că a dat cu ei de pământ? Când a spus Iahve, eu sunt. A dat cu ei de pământ ca să le demonstreze că ceea ce se întâmplă acolo nu este nici datorită puterii lor, nici datorită voii lor, ci este datorită planului lui Dumnezeu, că El e Dumnezeu care împlinește un plan scris de Dumnezeu și transmis profetic de-a lungul istoriei. Argumentul profetic. Al doilea argument pe care îl prezintă Pavel în 1 Corinteni 15 este argumentul juridic. În justiție, argumentul se bazează pe mărturie, pe martori oculari. Și aici Pavel subliniază foarte clar, s-a arătat, a fost văzut. Este o documentare de tip juridic a învierii Domnului Iisus Hristos, numai de ordin scriptural profetic. Știți că fariseii mai mari poporului au învățat pe soldați să spună că ucenicii l-au furat. Am vorbit un pic duminică despre lucrul ăsta și cât de slab este acest argument. Din punct de vedere juridic, poate fi dărâmată această poveste cu ușurință. Trebuie să te duci în tribunal. Închipuiți-vă, soldații romani, într-un tribunal al judecării circumstanțelor învierii Domnului Iisus Hristos, unde ei trebuie să depună mărturie că n-ar fi înviat Hristos. Hai să zicem că i-a prins pe ucenici și i-a acuză de furt. Și vine un avocat al apărării și spune, bine, domnule, dar când l-au furat prăpădiții ăștia pe Hristos? Uitați-vă la ei, speriați alb la față, încuiați în spatele ușilor închise. Ce? Când l-au furat? Păi în timp ce dormeam noi. Ați dormit în post. V-am povestit dumneavoastră. Și eu am făcut armata. Am dormit noi soldați în post, dar nu toți odată. Măcar unul, doi, am lăsat să țină de șase. Vă dați seama cum au dormit soldați romani? Și cineva trebuie să venit cu rănci, cu cine știe ce dispozitive să dea la o parte piatra? Să ai curajul să rupi un sigiliu roman? Demnitatea și autoritatea celui mai mare imperiu al antichității a fost așezată pe sigiliul acela și tu să ai curajul să tai sigiliul roman? Argumentele lor nu rezistă în momentul în care ar fi contestate într-un tribunal. Dar faptul că s-a arătat și că pot documenta oamenii aceștia că li s-a arătat Hristos, păi poți să-i contrazici și pe ei, da? Îi contrazici și pe ucenici, îl contrazici pe Petru care tocmai se lepădase, contrazici pe cei doi ucenici care au plecat dezamăgiți și dezgustați de această experiență a crucii. Îl contrazici pe Toma, care nici în ruptul capului n-a vrut să creadă. Îl contrazici pe Pavel, prigonitorul bisericii, care vrea să extermine biserica. Contrazici 500 de martori odată, care îl văd la adunare, la biserică, pe Domnul Iisus Hristos. Mi se pare ciudat să contrazici așa de mulți martori oculari. Vă spuneam că în istorie sunt acceptate ca evenimente documentate, sigur, foarte multe lucruri care s-au petrecut și care nu au mărturiile oculare pe care le are învierea Domnului Iisus Hristos. Ioan în insula Patmos l-a văzut. Și câți de atunci până în ziua de astăzi? Inclusiv poziția fâșiilor în mormânt dovedesc două lucruri. În primul rând,
Știți că atunci când a mers la mormântul lui Lazar, Domnul le-a spus oamenilor, desfaceți-i legăturile, desfășurați-l, pentru că un om și viu, dacă este, nu se poate desfășura pe el însuși din legăturile giulgiului în care este înfășurat ca să fie pus în mormânt. Și aici știți cum au găsit fâșiile dezumflate, nu desfășurate și aruncate peste tot, pur și simplu s-au desumflat, pentru că a ieșit trupul din ele, a ieșit trupul prin ele. Și ca să demonstreze că nu niște hoți au furat trupul Domnului Iisus Hristos, ștergarul care era pus pe cap era frumos împăturit. Cineva și-a luat timp să-l împăturească și să-l pună la o parte. Lucrurile în mormânt n-au fost deranjate, n-au fost tulburate. Doar giulgiul în care a fost înfășurat s-a dezumflat, ca și când un trup a ieșit prin el, nu numai din el, și ștergalul de pe frunte a fost frumos împăturit și pus la o parte. Lăudat să fie numele Domnului. Argumentul juridic. Al treilea argument pe care îl prezintă Pavel în 1 Corinteni 15 este argumentul practic. Manifestările, rezultatele învierii Domnului Iisus Hristos în viața oamenilor. Pentru că trebuie să existe un impact al învierii. Oamenii de impact produc rezultate. Și apostolul Pavel, bineînțeles, vorbește despre el însuși. Citeam în 1 Corinteni 15, versetul 10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Eu care eram prigonitor, sunt cel mai neînsemnat, n-aș fi meritat să fiu apostol, dar Dumnezeu m-a făcut apostol. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. De unde eram cel mai mare prigonitor al bisericii, am devenit cel mai mare apostol și cel mai harnic apostol al bisericii. Asta este ce face învierea Domnului în oameni. Lăudați să fie numele Domnului. Mai mult, martirajul ucenicilor. Ascultați, dacă acești ucenici erau niște mincinoși, oamenii pot muri pentru ceea ce cred, dar oamenii nu-și dau viața pentru ceea ce știu că este o minciună. Și dacă Hristos n-a înviat și ei n-aveau dovada că Hristos a înviat și nu l-ar fi văzut, că ei n-au spus, a înviat pentru că am citit, ne-a lăsat un bilet undeva. Nu, ei l-au văzut. Dacă mărturia lor era mincinoasă, e adevărat, și comuniștii, și naziștii, și fașiștii, și alții au murit pentru crezul lor. Au murit pentru democrație, nu? Dar au crescut în aceste ideologii. Însă ca să depui o mărturie mincinoasă, păi când te duci în fața eșafodului, cade mărturia. Spui, Doamne, am mințit, iertați-mă, am mințit. Îmi mor pentru o minciună? Și aici moare unul, că e deplasat la minte. Dar atâția martiri, toți apostolii, suferind moară de martiri sau de exil, și de aia spune Pavel aici, în versetul 30, și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? Adică pentru ce ne punem viața în pericol? Pentru o minciună? Dacă Dumnezeu nu mi s-a arătat în drumul Damascului, dacă toată este o invenție, pentru ce mi-am schimbat cursul vieții? Pentru o minciună? E argumentul practic. Uitați-vă, biserica urâtă, lovită, prigonită de-a lungul secolelor. Biserica Domnului Iisus Hristos a rămas în picioare datorită Marelui Păstor, datorită lui Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor. În argumentul acesta practic al lucrurilor, apostolul Pavel introduce până și o năzbâtie doctrinară. Și aici trebuie să fim foarte atenți, că el nu spune că trebuie să ne botezăm pentru morți. În primul rând, observați că Pavel se detașează de această doctrină falsă. Spune în versetul 29, altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți, adică nu noi, nu eu. Dar exista o sectă în cadrul creștinismului primar
care au fost așa de pătrunși de faptul că rudele lor mai de mult, părinții lor, prietenii lor, frați, surori, au murit și n-au apucat să-L cunoască pe Hristos, au fost atât de devastați de ideea asta, atât de copleșiți că vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără cei dragi, încât au spus, Dumnezeu, poate că îl înduplecăm pe Dumnezeu dacă ne botezăm pentru ăștia morți care au murit în necredință, în păgânism. Poate că îi mântuim prin actul ăsta. Acum, Pavel nu le dă dreptate, că el nu spune de ce noi ne botezăm pentru cei morți, dacă n-au înviat morții. Nu spune cei ce se botează. Dar ascultați cum folosește Pavel acest argument. Spune, băi, oameni buni, voi sunteți creștini care ați primit Evanghelia cum v-am propovăduit-o, în care ați rămas și doar dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, nu cu botezul pentru morți. Altfel, degeaba ați crezut. Dar până și ereticii ăștia, până și acești oameni care cred o prostie, că nu e adevărat, că îi poți mântui dacă te botezi în locul lor, până și ăștia cred în învierea morților, că altfel nu s-ar boteza pentru morți. De ce se botează pentru morți? Că-i doare că-s morți și nu vor să rămână morți. Și au impresia că dacă se botează pentru ei, cumva vor avea și ei parte de învierea sfinților. Până și erezia asta are la baza adevărul că Iisus Hristos a înviat și că morții învie. Și voi care aveți adevărul Scripturilor, voi care credeți bine, să vă lepădați de cel mai înalt argument al creștinismului și al credinței voastre, învierea Domnului și învierea morților. Ăsta este argumentul practic. 4. Argumentul analogic. Pavel prezintă o analogie și spune, auziți, chestia asta cu moartea și cu învierea pare greu de conceput și de primit când e vorba de un trup omenesc. Dar hai să ne uităm în natură. Există în natură, în lucrurile observabile, ceva care moare, putrezește și pe urmă învie? Și le dă exemplu din agricultură. Și le spune așa, de la versetul 36, nebuncești, ce semeni tu? Nu învie dacă nu moare mai întâi. Și când semeni nu trupul care va fi, nu semeni planta care va crește, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, de grâu, de altă sămânță. Ceea ce urmează să crească din pământ, să prindă viață și să arate plin de slavă, pleacă de la o sămânță pe care o bagi în pământ, o înmormântezi, care moare și care putrezește și din putrezirea aceea iese viața. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel le spune, cultivați pământul, faceți lucrul ăsta în fiecare an, observați moarte, putrezire și viață. Și vă puneți întrebarea, dar cum s-o întâmplă? Păi uite, se întâmplă exact cum se întâmplă când ai pus o sămânță în pământ. Argumentul analogic, aveți în natură un corespondent al adevărului morții, putrezirii și învierii. Al cincelea argument pe care îl prezintă Pavel în 1 Corinteni 15 este argumentul filozofic. Și ascultați ce spune în versetul 32. Dacă nu învie morții, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Ceea ce dă sens vieții, și creștinismul este singura religie a vieții adevărate, și Dumnezeu a pus în mintea omului gândul, rațiunea veșniciei, a eternității, a infinitului. Gândul acesta nu putea să vină în mintea omului, în inima omului, decât din Dumnezeu. Pentru că singurul care poate fi etern, infinit, fără început, fără sfârșit, este Dumnezeu, eternitatea absolută. Vedeți, fac o paranteză aici. Și noi suntem eterni, odată ce ne naștem, odată ce sufletele noastre ia ființă, ele nu mai mor niciodată.
Ele sunt infinite. Ele sunt eterne, fie în slavă, fie în chin. Diferența dintre noi și Dumnezeu este că El deține eternitatea absolută, de la minus infinit până la plus infinit. Noi nu mergem decât către plus infinit, noi nu avem preexistență. Singurul preexistent care s-a născut și a fost preexistent a fost Domnul Iisus Hristos. De aceea El s-a întrupat. Nimeni nu se întrupează. Fiecare dintre noi luăm ființă prin intersecția între ceea ce este pământesc, țărână, și Duhul de viață care vine de la Dumnezeu. Și atunci s-a făcut, apare un suflet viu. Întruparea presupune preexistență, să fie existat de dinainte. Există trei feluri de existență. În lumea noastră este existența prin creație, este Adam, este existența prin procreație, noi toți ceilalți, și este existența prin întrupare, unul singur, Domnul Iisus Hristos. Și în argumentul filozofic, Apostolul Pavel spune, fără învierea morții n-am nevoie de nicio religie. Dacă vreo religie din lumea asta nu mă scapă de moarte și de păcat, trebuie să rezolve astea două probleme, orice religie. Dacă nu le rezolvă, n-am nevoie de el. Or, ce spune Pavel, voi scoateți din creștinism ceea ce îi dă esență, ceea ce îi dă valoare, ceea ce îi dă apel. Mântuirea de păcat și mântuirea, salvarea de moarte. Că dacă nu înviază morții, mâncăm și bem, că mâine mâine. Nu are viața niciun contur, niciun sens. Nu avem niciun viitor. 6. Argumentul teologic. Vorbeam despre salvarea de moarte. Începând cu versetul 54, Apostolul Pavel abordează acest argument teologic și spune că în trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Vedeți, teologia ne învață sursa tuturor realităților obiective ale vieții. Care este o realitate obiectivă a vieții? Faptul că murim. Este o realitate obiectivă. Nimeni nu poate ocoli moartea. Este o realitate tragică, dar este o realitate reală. Observabilă. Și atunci trebuie să ne întrebăm, de ce murim? Răspunsul superficial, medical, este pentru că îmbătrânim, ne îmbolnăvim și de aia murim. Teologia, învățătura despre știința lui Dumnezeu, ne spune că există o cauză a morții care se numește păcat. Versetul 55, unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea care îl scoate în evidență, că pe lege o călcăm prin păcat. Și legea te arată cu degetul, spune... Iarăși, ia uite ce ai făcut. Și acum, argumentul teologic al învierii este că dacă dai la o parte cauza morții, care provoacă moartea, ai rezolvat problema morții. Nu mai mori sau învii. Și oamenii prin medicină încearcă să creeze medicamente, tratamente, ca să nu moară oamenii. În realitate le ameliorează simptomele și le dă o vindecare temporară în cele mai fericite cazuri. Pentru că vindecat de 100 de ori și înviat din morți, dacă ai fi de 100 de ori, până la urmă tot mori. Pentru că oamenii nu dau la o parte decât simptomele morții, nu cauza, sursa morții care e păcatul.
Moartea, problema morții este rezolvată doar de către cel care și numai după ce a biruit sursa, cauza reală a morții, care este păcatul. Și atunci Pavel prezintă teologic această problemă. Dom'le, dacă Iisus Hristos a venit să moară, de ce a venit să moară? Pentru ce? Pentru păcatele noastre. Și dacă a venit, așa am citit, nu? Ascultați, versetul 3 din 1 Corinteni 15. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Ei, dacă Hristos a murit pentru păcate, faptul că a înviat înseamnă că a biruit păcatul. Și când a biruit păcatul și ne-a iertat păcatele noastre, faptul că El a înviat din morți demonstrează că și noi vom învia din morți. Hristos este argumentul teologic care ne scoate din superficialul gândirii firești, umane. Ne explică în adâncime de ce murim din cauza păcatului. De ce înviem? Pentru biruința câștigată împotriva păcatului. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă și nouă biruința împotriva morții, ca să putem învia prin Domnul nostru Iisus Hristos, care e cel dintâi înviat. De asta spune aici, versetul 20, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ce înseamnă pârgă? Pârgă înseamnă roadele care se coc cel mai repede. Într-un sezon. Există unele roade care o ia înaintea celorlalte. Și după ele, ele dau semnalul. După ele, nu toate roadele se coc în același moment. După ele se iau toate celelalte. Le dau semnalul. Ei, când Hristos a înviat, El e pârga celor adormiți, că după El învie morții. Dar El este cel dintâi înviat din morți, argumentul teologic. Și în al șaptelea rând, și ultimul, argumentul ipotetic. Nu avem timp să intrăm în amănuntul acestui argument, doar am să-l enunț în scurt. Este probabil cel mai puternic dintre ele pentru un om, pentru un muritor, pentru un om care vrea să trăiască fericit, pentru un om care vrea să facă sens, care vrea să știe de ce e aici și care e rostul vieții lui. Pentru un om normal, cel mai puternic argument din 1 Corinteni 15 este argumentul ipotetic. Și apostolul Pavel aruncă o pătură de întuneric peste mințile noastre. Și nu știți ce? Vreți nebunie? Vreți nenorocire? Vreți beznă? Vreți întuneric? Vă dau întuneric. Ok. N-a înviat Iisus. N-a înviat Iisus. Acum închipuiți-vă viața voastră și închipuiți-vă lumea asta fără învierea lui Hristos. Hai să vedem ce concluzii tragem. Ce fel de viață, ce fel de existență nenorocită, lipsită de sens, lipsită de valoare, lipsită de viitor, ar fi pentru noi și pentru întreaga omenire dacă smulgem din istorie adevărul învierii lui Hristos. Și spune, propovăduirea noastră este zadarnică. Ce facem noi aici, facem degeaba, nu ne băgăm în seamă. N-are niciun rost. E doar o imaginație, dar fără adevăr. Este doar o promisiune fără nicio acoperire. Este doar un ideal utopic, dacă ar fi. Dar nu e. Credința noastră este zadarnică. Chiar și cei care cred sunt niște înșelați. Și dacă am fi cinstiți, suntem manipulați. Totul e degeaba.
credința noastră. Apostolii sunt niște martori mincinoși, pentru că mărturia lor este clară, ei nu spun nimic ambigu, ei spun Hristos a înviat. Este o mărturie foarte clară. Deci este intenționat falsă dacă e neadevărată. Mesajul lor este foarte convingător că au murit pentru mesajul acesta. Te-ai putea întreba care este interesul lor? Că nu există unul să mor pentru o minciună. Mandatul lor a generat mare conflict și multă suferință de-a lungul secolelor. Asta înseamnă că este condamnabil să-i arunci pe atâția oameni, milioane de oameni, într-o credință falsă și să le pui viețile în pericol. Pentru o minciună ar fi de condamnat. Mai rău, noi suntem că morți în păcate. Ori Hristos a fost un impostor, ori jertfa lui nu a fost acceptată, ori Dumnezeu s-a răzgândit între timp, ori Dumnezeu nu există. Atât de grav ar fi dacă Iisus n-a înviat. Credincioșii care mor sunt pierduți, moartea este ireversibilă, nu există viață eternă. Și dacă așa stau lucrurile, toate celelalte promisiuni biblice sunt false. Creștinii sunt cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pentru că trăiesc o minciună, pentru că se sacrifică pentru o minciună și pentru că răspândesc o minciună. Cât de patetică este viața de credință fără învierea Domnului Iisus Hristos. Vă puteți închipui o asemenea lume? Apostolul Pavel spune, hai să ne închipuim. Hai să vedem cât de lamentabil ar fi. Hai să vedem cât de josnic ar fi. Și aruncă pătura asta de întuneric peste mințile lor și le spune, bine, dacă n-a înviat Hristos, puteți trăi cu o asemenea realitate. Și repede, 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 după ce galopează prin versetele acestea, spune, dar acum Hristos a înviat, lăudat să fie Domnul, a înviat după Scripturi, s-a arătat. Și dacă Hristos a înviat, asta este în primul rând garanția mântuirii noastre. Evanghelia pe care ați primit-o, spune versetul 1, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Învierea Domnului e garanția mântuirii noastre. Lăudat să fie numele Lui. Este garanția învierii noastre, că dacă El a înviat și noi vom învia. Dar este și garanția răsplătirii noastre, că în împărăția lui Dumnezeu nu vom ajunge doar ca niște viermi care ne plimbăm de colo-colo. În împărăția lui Dumnezeu vom fi cineva, în împărăția lui Dumnezeu vom fi bogați, în împărăția lui Dumnezeu vom fi moștenitori, e garanția răsplătirii noastre. Ascultați ultimul verset 58 din 1 Corinteni 15, de aceea, preiubiții mei frați, fiți tari! Neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Îmi face deosebită plăcere să vă rog să vă ridicați în picioare și să spunem din toată inima, Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Și acum să-L slăvim și să-I mulțumim că e viu în vecii vecilor. Amin.